Cred că în seara asta ați venit să stați în prezența Domnului și scriem Psalmul 63. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Nu știu pe unde ați fost astăzi, dacă ați fost la școală, la serviciu, oricum în lumea asta suntem broiați de influențele diavolului. Lucram astăzi la un moment dat în grădină și un vecin a pornit muzica mai tare. Și mă gândeam, Doamne, bine a fi în rai că nu o să mai auzim decât muzică sfântă și vorbe sfinte. Dar până una alta aici la biserică putem să scăpăm de toate șoaptele astea din lume și să ne bucurăm. Așa că e bine că ați căutat pe Domnul aici în seara asta. Și dacă l-ați căutat, drept bucurie și binecuvântare pentru Domnul, vă citesc cele scrise în Psalmul 70. Scrie de la versetul 4, toți cei ce te caută să se veselească, să se bucure în tine. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică neîncetat, preamărit să fie Dumnezeu. Și cum te poți bucura mai mult în Domnul dacă nu prin Duhul Sfânt? Mărit să fie Domnul. Fie așadar bucuria Domnului, tăria voastră, după cum este scris în cartea Nemia. Pentru seara aceasta, ultima din aceste trei seri de părtășie comună, probabil că vor mai fi în viitor o anumită ritmicitate pe lângă părtășiile de la grupuri, părtășii cu toții pe anumite teme sau cel puțin așa ca să ne adunăm toți în Duhul, să stăm înaintea Domnului. În seara asta deschideți cu mine la 1 Corinteni, capitolul 6, și apoi fratele Emi și ceilalți vor adăuga, vor completa. 1 Corinteni 6, de la versetul 18 la 20. Ceva sub titlu, trupul, templu Duhului Sfânt. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Dacă am vorbit în lunile săptămânile cele două anterioare despre harul ale primirii Duhului Sfânt, am putea spune că și acesta este un har, ca trupul nostru să devină un sanctuar, un templu al Duhului Sfânt. Și puteți să vă gândiți la cortul de la Sinai, la templu care l-a construit Solomon sau la celălalt templu construit de după robie, care a fost apoi îmbunătățit 10 ani de evrei și de către Irod ca să câștige bunăvoința evreilor. Pe când l-au terminat în anul 63, în era noastră, era atât de imens încât se spune că putea adăposti în toate anexele lui până la 20.000 de oameni. Dar n-a mai durat decât 7 ani și a fost demolat de romani. De altfel, Domnul le-a spus atunci când a făcut ordine în templu, stricați templul acesta și eu în 3 zile fac altul. Noi nu mai aparținem acelui templu. Aparținem templului care l-a ridicat Domnul Iisus Hristos și suntem trupul său, dar în același timp suntem templu Duhului Sfânt. Vă dați seama că dacă s-a demolat ceva vechi și s-a făcut ceva nou, e mult mai de valoare? Nu-i construit de mână omenească. A întrebat cineva pe o mămică, ce faci? Și a zis, un copil. Și altcineva a zis, dar cum faci tu un copil? Ce faci tu? Cum îl faci? De fapt, zice, stai că nu-l fac eu, că îl face Dumnezeu. Ei, tu, trupul acesta, și cu atât mai mult, nu la partea fizică, partea spirituală, omul dinăuntru, este construcție dumnezeiască în noi. De aceea trebuie să ținem foarte mult cont de acest adevăr. Trupul nostru acesta fizic
a devenit un templu prin omul dinăuntru al lui Dumnezeu. Și să aruncăm așa o privire succint peste istoria omului, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Și i-a poruncit, cum știți, să mănânce după plăcere din toți pomii din grădină, Geneza 2, cu interdicția unui pom. Și mențiunea că un pom este special, pomul vieții. Ciudat. Omul n-a ajuns să mănânce pomul vieții, dar a consumat din pomul cunoștinței binelui și răului. Am putea spune că primul păcat s-a consumat oarecum împotriva trupului prin alimentație. De fapt, nu alimentația a fost problemă în sine, ci neascultarea, dar manifestată în felul acesta. După ce omul a căzut în păcat, de fapt, în momentul păcătuirii, s-a mai produs ceva, s-a despuiat trupul de slava lui Dumnezeu. Și cei doi și-au dat seama că sunt goi. Și spune Genesa 3 că și-au cusut șorțuri din frunze. Și Dumnezeu, scrie tot în Genesa 3, le-a făcut haine din piele. Așadar, de atunci a apărut problema îmbrăcării trupului. Cât despre aspectul alimentar, aș menționa doar că prima problemă a avut-o Dumnezeu cu oamenii de la mâncare și a doua de la haine. În 1 Corinteni, capitolul 6, scrie în versetul 13, mâncările sunt pentru pântece, pântecile este pentru mâncări. Și Domnul spunea că nu-i mai problema, adică nu mai este regula aceea cu curat și necurat din Vechiul Testament, cu atinge sau nu atinge, consuma sau nu consuma, că merg toate pe același drum digestiv. Dar scrie aici, în versetul 12, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Am avut îndemn întreagă să vă fac și mențiunea asta. Nu vă bate joc de trupul vostru mâncând orice și oricând. Învățați-vă să fiți disciplinați să puteți posti. Oamenii care știu ce să mănânce, repet, aveți libertatea să mâncați orice din punct de vedere a faptului că ar fi sau nu fi curat. Dar există acum mâncare, în mod deosebit, pe unii le place la tineri să meargă pe la localuri, care știați că vă încarcă doar cu energie și cu hormoni și vă face mai vulnerabil în fața poftilor și a păcatelor trupului? Știați că băuturile, une dintre ele, și am auzit pe aici pe acolo că bere fără alcool sau că puțin mus sau vin, și astea toate au tot o tentă care vă duc la o incapacitate de control și spre imoralitate? Toate sunt îngăduite, dar trebuie văzut, sunt de folos, sunt sănătoase, prin ceea ce mănânc, prin ceea ce beau, mă ajută să-mi controlez trupul sau de fapt eu dovedesc că sunt fără control. Nu pot să mă abțin să nu beau o anumită băutură. Atunci mă întreb, mă pot abține să nu vorbesc? Că tot cu gura și mănânc și beau și vorbesc. Ce mai ușor? Să închizi gura să nu mănânci sau să închizi gura să taci? Când e vorba de mâncare, poți face probe și control ai asupra trupului. Iar la capitolul băutură, când preoții intrau în templu, se pare că fiul lui Aron de aceea au fost arși. De aceea apare mențiunea acolo în Levitic 10 cu 10, când face slujbă, și noi tot timpul suntem în slujbă că suntem templul Duhului Sfânt, să nu consumați nicio băutură ca să fiți lucizi 100%. Da, v-am spus asta numai întreagă. Cât privește problema îmbrăcăminții, faceți dumneavoastră în imaginația ce o aveți, o poză, dacă vreți, așa în minte, cum arăta Adam și Eva numai cu șorțurile lor și cum arătau cu hainele de piele care le-a făcut Dumnezeu. Dar nu spuneți că hainele de piele sunt transparente. Nu? Ele erau și un simbol al jertfei. Cred că Dumnezeu a jertfit un animal și de acolo s-a instituit principiul jertfei, ca substituire, că altfel ar fi trebuit Adam să moară și cu Eva. Dumnezeu a făcut preoților haine și ei făceau slujbă. Și voi sunteți un templu a Duhului Sfânt, este scris în cartea Exod, capitolul 28, nu vă rețin cu amănunte, doar cu ceea ce scrie aici în versetul 2, fratelui tău Aaron să-i faci haine sfinte,
ca să-i slujească de cinste și podoabe. Și spune tot aici, Exod 28:42, fă-le izmene de in ca să-și acopere goliciunea de la brâu până la gleznă. Ar fi suficient să amintesc episodul acela din cartea a doua lui Samuel, capitolul 11. Versetul 2. Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. Cum spunea fratele Pavel, în alte adunări sunt alte reguli. Noi discutăm de grădina noastră, fiecare va da socoteală pentru sine. Dar noi amintim astea nu să facem comparații cu alții, nu să spunem că suntem mai buni decât alții. Etalonul nostru e Scriptura. Asta le spunem pentru voi, care puteți fi ispitiți să spuneți, da, ce aceia nu-s pocăiți? Ce aceia nu sunt și ei pentecostali ca și noi? Păi și Batșeba a fost evreică, nu? Și David a fost rege. Fetelor, o expunere a goliciunii. E expresia care scoate în evidență păcatul. În public, este un pericol foarte grav. Am citit din 1 Corinteni 6:18, orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit în afara trupului. Cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Și trupul este templul Duhului Sfânt. Ați umbla goale în adunare, vă întreb. Dar de ce? Nu biserica este templul Duhului Sfânt, voi sunteți. Dar totuși aici aveți imaginea, băi, e la biserică, măi. Biserica ești tu. Duhul Sfânt locuiește în tine. Nu doar când ești de aici, Duhul Sfânt rămâne aici, că aici e templu. Nu, nu. Templul e pe picioare, închinarea este în Duh și în adevăr, adică oriunde ești. Îmi spunea o tânără la Castelion în Spania și m-am dus să iau bilet pentru plajă. Eram dezbrăcat, deja în costum de baie, și am nimerit la rând înapoi după un prezbiter. Ce rușine m-au mâncat! La care eu m-am gândit să-i fie rușine lui întâi. Ce caut acolo? A fost cazul unui păstor din America, a fost învinuit într-un bazin, știu eu unde a fost, a pipăit pe o fată. Unii a spus că e vinovat, alții că nu e vinovat. Păi și David, când a văzut-o dezbrăcată și n-a fost ispitit așa, că nu m-aș fi mirat nici de la să-i fi notat mâinile prin apă. Dacă mintea l-a dus până acolo să se baje în apă om la 50 de ani, după calculele istorice, și David avea peste 50 de ani când a comis nebunia aceasta. Biata Batșeba. Bietul David, cât a plâns, câtă durere. Și totuși, goliciunea oriunde Biblie este socotită ca o rușine. La biserica din Laodicea îi scrie să cumperi haine, să te îmbraci, să nu ți se vadă goliciune. Biserica Domnului este acoperită cu insubțire. Domnul este văzut cu o haină. Serafimii și acopereau trupul. Da? Când a venit acel la biserică, erau două fete care au intrat înaintea mea. Dar așa, îmi spunea fratele Pavel, frumos, cu o fust, decent. De fapt, asta ce înseamnă? Îmbrăcămintea trebuie să corespundă cel puțin a trei principii. În primul rând, îmbrăcămintea scoate în evidență demnitatea ta. Asta e în primul rând. Hainele te arată cine ești. Un polițist este reprezentat de haine, nu? Scrie în Biblie, în Proverbe 7, era îmbrăcată ca o curvă. Un om în diferite ipostaze, exersări, a profesii. Deci hainele arată în primul rând demnitatea unui om. Decența. Îți dau o notă. Că un om este cu cămașa șifonată, cu
Se mai întâmplă acum așa, șireturile trag după ei bieții oameni. Aici intră și tunsoare. În mijlocul iernii am văzut și acum unul, aici părul mare, tuns la zero, barbă. Dacă asta e demnitate, uitați-vă dumneavoastră un om din lume care se respectă. Uitați-vă la femeile din lume, din societate, din spectrul politic sau din cei care sunt cunoscuți în public. Inclusiv, cum zice Nucoriteanul 11, nu vă învață chiar și firea. Vorbezi iarele de care nu știe să se îmbrace, că i s-a văzut goliciunea, să știu eu ce. Da, băieți, asta arată demnitatea voastră, felul în care vă îmbrăcați. Felul în care sunteți tunși. Și oricine te vede, își dă seama ce e în căpușorul acela care e așa scalpat. Asta de la o primă privire. Pe nebunul cunoști dacă deschide gura, dar în primul rând îl cunoști după cum se îmbracă. Omul acela demonizat nu putea sta îmbrăcat în haine. Și oamenii din Gadara, când l-au văzut prima dată, era îmbrăcat și el, normal. În al doilea rând, îmbrăcămintea trebuie să scoată în evidență diferența dintre sexe. Aici, dacă ați pricepe voi, este o bătălie în vremea noastră, cum n-a fost niciodată. Am citit într-o informație creștină că Biserica Anglicană a acceptat ca băieții în Anglia, și am văzut eu poza, să poarte fuste și pantofi cu toc. Biserica Anglicană a acceptat asta. Vă dați seama ce cu sus în jos e lumea asta? Că până zecile de ani care au trecut, cam din anii 20 după în perioada interbelică, a început așa în medii filozofice, universitare și apoi a ajuns în masa de oameni revoluția feministă, în tandem cu revoluția sexuală. Dar în ultimii ani asistăm la o revoluție masculină și la această revoluție transgender. Asta e peste tot. Recent a fost amendată o femeie pentru că i-a spus altei femei pe numele ei feminin, în baza faptului că acea femeie între timp se declarase bărbat. Vă dați seama? A mai îngăduit Dumnezeu libertate și în America prin alegerea lui Trump, pentru că în mandatul anterior și probabil dacă se mergea pe filiera democrată, se instituiau acele toalete unisex. Vi s-ar părea bizar, nu? Dar întreb eu, fetele care umblă îmbrăcate cu pantaloni, care poartă haine unisex, nu-i ceva tot din aceeași poezie? Întâi au apărut moda unisex și apoi toaletele unisex. Este o lucrătură demonică cu bătaie lungă. Spunea un frate de aici din biserică, a fost în America și o americancă se lăuda că mama ei a fost prima profesoară care a sfidat toate regulile și a mers la catedră îmbrăcată cu pantaloni. Dar diavolul este abil, el vine și spune aspecte de comoditate, de obișnuință. Eu totuși sunt decentă, da, decența este una, diferența între sexe este alta. Dumnezeu a creat parte bărbătească și parte femeiască. Acum, se vrea a se spune că nu îi sunt diferențe de ordin structural, hormonal. Nu e adevărat. E vorba de discuții la nivel înalt între doctori, oameni de știință, care spun biologic sunt diferențe majore. Și cei din toată pleiada LGBTistă spune nu sunt diferențe. Diferențele sunt doar așa, că am învățat noi pe băieți să umble cu albastru și pe fetițe cu roșu. Da, de unde? Așa a creat Dumnezeu și de atunci se nasc 50% băieți, 50% fete. Cine grijește de proporția aceasta? Dumnezeu. Dar oare în industria textilă se croiesc haine 50% pentru băieți și 50% pentru fete? Sau am făcut mutații. Da? Am citit eu ce spunea o cercetare sociologică. Când într-o familie și tata și mama se îmbracă la fel, băiatul este perturbat la minte, nu știe unde se termină tata și de unde începe mama.
se vor a se distruge funcțiile. Știți că în legislațiile occidentale deja a început să apară părinte 1, părinte 2, op, acum sar în sus organizațiile feministe. Că până acum ele au promovat astfel de idei, acum că sunt nemulțumite de nouă orientare, nu merită să mai vorbim despre asta. Dacă veți, fratilor, să aveți demnitatea creației cu care Dumnezeu v-a înzestrat, feminitatea și la voi masculinitatea, trebuie diferențele astea să fie evidente. Așa a fost de când a creat Dumnezeu lumea. În 1 Corinteni 11 scrie foarte clar, hai să vă citesc câteva versete să fiu biblic în ceea ce vă spun. Asta v-am spus, ține de haine, ține de păr, de lungimea părului, de... Sunt mai multe aspecte. Versetul 4, orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul, pentru că este ca una care ar fi ars. Rasă. Dacă o femeie nu se învălește, se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă, o rasă să se învelească. Eu v-aș întreba, pozele care le aveți voi și unele care le postați pe net și le trimiteți într-o parte alta, sunt din astea cu rușine sau fără rușine? Fără batichii, fără rușine. Cu batichii, cu rușine și sfială. Aici se tratează acoperirea capului, se tratează lungimea părului. Scrie de la versetul 10, orice femeie, dar femeia din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Asta n-are de-a face numai cu biserica, ci cu universalitatea prezenței îngerilor și a divinității. Versetul 4, nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Am auzit dezbaterea unui predicator renumit în țara asta care spunea, la adunare noi trebuie să venim bărbații, femeile, așa îmbrăcați, masculin, feminin. Și în timp ce spunea el, că cineva mi-a recomandat să aud și să-mi dau părerea, și cita între altele versetul ăsta din Deuteronom 22:5, femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească, și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești, căci oricine face lucrurile acestea este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și acum vă întreb pe voi, deschideți Biblia aici, asta avea de a face cu prezența la templu? Femeile nu slujeau la templu, slujeau numai bărbați. Asta avea de a face cu portul, spune foarte clar. Femeia să nu poarte. Că dincolo în 1 Corinteni 11 spun unii, ai vorba numai de rugăciune. Acolo e vorba de mai multe. Rugăciunea nu e numai la biserică. Acolo e vorba de îngeri. Este un întreg context și aș aduce argumentul istoric, femeile, de când lumea au fost acoperite. În urmă cu vreo 2-3 ani a fost plecat aici de un grup, făcut-i ceva drumeție pe la munte și am avut sesizări de acolo, că băieții s-au dat la fotbal, fetele s-au îmbrăcat cu pantaloni. Și când am discutat cu ei, niște fete naive, așa am zis, frate, dar am fost pe munte, cum să mergi pe munte cu fust? Și pe loc mi-a picat în minte un următoarea vorbă. Măi, fetelor, munții de 6.000 de ani, fuste, pantaloni numai de 100. 5.900 de ani, cum s-o umbla pe munte? Aducem uneori niște argumente așa puierile, încât nu stau în picioare nici când le așezi. De cum să mai rămână după aceea? În fața adevărului Scripturilor nu există filozofie care să reziste. Și Duhul Sfânt nu se poate să nu-ți vorbească. Că Duhul Sfânt, v-am spus, a dictat Biblia asta. Cum zic bătrânii, din dosc în dosc. Toată. Deci diferența are de-a face cu respectarea Creatorului, a menirii de bărbat, de femeie, a slujbilor, a chemării diferite. Și în al treilea rând, îmbrăcămintea trebuie să ne ferească de imoralitate. Asta e foarte important. De aceea, feriți-vă să vă expuneți și în public, și în particular, și oriunde, chiar și față de frații voștri în familie, față de musafirii care vin, față de părinți, scrie Biblia în Levitic, am auzit pe unii spunând, dar nici asta v-a spus că nu ține nimic în fața Scripturii. Și noi mergem la apă numai noi cu familia și iară mi-a picat în minte pe loc.
Să scrie în Biblie că să nu vezi goliciunea celor din casă, înseamnă că trebuie să beați numai câte unul. Pe fiecare deal câte unul. N-aveți cum. Vezi că Biblia nu te lasă să te încurci dacă vrei. Dar dacă, așa cum zice în Ieremia 2, cauți să-ți aperi ceea ce iubești, o să găsești motive. Și o să spui că tu trebuie să mergi la mare, că nu știu de ce boală, suferi. Sunt situații în care trebuie să meargă la băi, dar una e un tratament și alta e expunerea publică. Biblia spune foarte clar, vai de cel prin care vine prilejul de păgăduire. Așadar, fie băieți, fie fete, feriți-vă să nu fiți pricină de păcătuire pentru ceilalți. Mi-amintesc că era odată aici în sala, era tata și copilul, era vară, un grup. Pe o parte stăteau fetele, pe o parte băieți. Brăcate așa ca vară, fuste scurte, fără ciorap pe picior, în partea cealaltă băieți. Și le-am oprit pe fetele la urmă și le-am spus, măi, fetelor, băieții ăștia să-i spitesc, măi. Și știți cu ce vă va pedepsi Dumnezeu? Veți avea bărbați care se vor uita după altele. Și va durea sufletul. Și s-ar putea să vă aducă Domnul aminte, știi când tu ai fost pricină pentru altul? Așa repercutează păcatele în timp, nu ne dăm seama. Dumnezeu să vă păzească. Mai adaug doar cele scrise și în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3, aici e vorba de curăția trupului, de sfințire. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Cum? Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. În lume este o provocare, este o exacerbare a poftelor. Cum v-am spus, alimentar puțin, dar prin imagini. Așa se aprind poftele. Și întreabă înțeleptul în cartea Proverbele, capitolul 6. Și nu mai știm cum să procedăm cu voi. Când cântarea cântărilor scrie într-un loc, vă jur, într-alt loc zice, vă rog, nu mai știm cum să facem. Nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Apoi dragostea e un jar, zice acolo, o flacără a Domnului, dragostea știi când vine? Pe când să se apropie nunta, Dumnezeu n-o trimite mai repede. Proverbe, capitolul 6, versetul 20. Citesc, fiule, pentru lecția din seara asta, păzește sfaturile. Și mama și tata te învăța, sigur, ele te vor păzi mersul tău în pat, acolo când stai tu cu telefonul sub pătură sau la computer, îți vor vorbi la deșteptare dimineața când te scoli, vezi cum te îmbraci, astăzi. Băieți, iar te vor feri de femeia stricată, de limba demitoare celei străine, nu pofti inima ta pentru frumusețea ei, nu te lăsa de meni de ploapele ei. Ce-am observat? Și vă întreb, ce-i mai păcat? Să te expui sau să fii ispitit de vizualizare? Ce-i mai păcat? Exhibiționismul, dorința de a-ți expune trupul, sau voyeurismul, dorința de a privi trupul altuia? În ordine cronologic, întâi este expunerea, apoi privirea, nu? Întâi pricina, apoi păcat. Și am observat la fete, asta din ce spuneți voi, că eu nu știu cum gândește o femeie, la multe spunând, cred că băiatul ăla are ceva cu mine, că am văzut eu cum s-a uitat la mine. Apoi, dacă voi sunteți conștienți că băieții se uită, asta ar trebui să fie un motiv în plus să vă îmbrăcați decent, să nu râdeți așa oricui, și să aveți grijă și de ochii din cap, scrie aici. Și asta și pentru voi. Spune mai departe că și pentru o femeie curvă, om ajuns de nu mai rămâne cât cu o bucată de pâine. Poate să ia cineva foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Poate merge cineva pe cărbune aprins fără să-i ardă picioarele? Păi nu poate. De aceea,
atenție la felul în care vă îmbrăcați și la tot ceea ce faceți cu trupul vostru devine templu Duhului Sfânt. Și aici, în mod deosebit, vreau să accentuez acum în final capitolul atingerilor. Am discutat cu o fată și îmi zice, da, eu am un prieten. N-ai ce să faci cu el acum, nici la teme nu te ajută. Stai pacoste. Nu, că noi stăm cu minții. Perspectiva căsătoriei peste o săptămână de ani, așa ca la Iacov, cică. Ce-am reușit să o conving, ce-am încercat să o conving, n-am reușit. Și atunci am zis în final, bun, hai facem o convenție. Înainte de a vă da primul sărut, mă anunțați. Știți ce mi-a spus? Dar noi deja ne-am sărutat. Zic, atunci e gata. Tu ți-ai dat drumul pe tobogan, fetelor. Pe sărutul nu se dă fără acte în regulă. Nu vă vindeți. Fete care își permit să, cum zice în Ezechiel, spune acolo de două curve, că le-a fost atins sânul fecioresc. Ai imagine de curve. Să le fie atins sânul. Și în condițiile astea ne mirăm că își permit să vizualizeze filme, să-și expună trupul, să se atingă și apoi nu se pot controla băieții, nu putem să frânăm prieteniile. Și când te gândești că trupul nostru a fost cinstit de Dumnezeu să fie curățit, să devină templu Duhului Sfânt, sacru, auzi, aș vrea să vă reconsiderați identitatea și să țineți la distanță orice băiat sau orice fată și ochii voștri să fie păstrați curați. Cum să vedem vedenile lui Dumnezeu? Cum să cântăm cu gura noastră laudele Domnului dacă noi ne permitem lucruri josnice? Cum spune Romani 1, își necinstesc singuri trupurile. Dumnezeu să vă dea pricepere și să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru. Amin.